Peste 18.000 de pachete cu alimente de la Uniunea Europeană pentru persoanele defavorizate au fost distribuite până în acest moment în județul Suceava. Acțiunea va continua în baza unui grafic întocmit de prefectură, urmând ca aceasta să fie finalizată pe 22 iunie. Până în acest moment au fost distribuite 18.480 de pachete cu alimente către șapte primării și anume Baia, Bogdănești, Boroaia, Drăgușeni, Forăști, Râșca și Vadu Moldovei. S-a făcut actualizarea bazelor de date a instituțiilor care gestionează persoane ce pot beneficia de acest sprijin, în speță Agenția Județeană de Ocupare a Forței de Muncă, Casa de Pensii, Agenția Județeană de Plăți și Inspecție Socială și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, pentru ca un beneficiar să nu fie trecut de de două ori pe liste. Totodată, reprezentanți de la prefectură și de la Direcția Sanitar Veterinară au mers în teritoriu pentru a verifica dacă alimentele sunt depozitate corespunzător ca să nu fie probleme. Primesc pachete alimentare de la Uniunea Europeană mai multe categorii sociale, printre care beneficiarii venitului minim garantat șomerii, pensionarii cu pensii sub 400 de lei pe lună, persoanele cu handicap grav și accentuat, neinstituționalizate, adulți și copii. Un pachet cu alimente de la Uniunea Europeană conține 3 kg de făină albă, 3 kg de făină de mălai, 0,8 kg de paste făinoase, 2 kg de zahăr, 2 kg de orez, 1 kg de fasole boabe, o conservă de carne de vită și două conserve de pastă de tomate. Fiecare beneficiar va primi câte două asemenea cutii, fiecare cântărind 16,1 kg. Ajutoarele alimentare se dau o singură dată pe an.